O nouă poveste. Povestea se numește Fetița și înghețata și a fost scrisă de Andreea Malia, Panait Gabriela, Roșcan Alexandru, Greiere Teodora și Andrei Cristian. A fost odată ca niciodată o fetiță pe nume Ica. Ei plăcea foarte mult înghețata și mereu căuta câte o ocazie ca să mănânce înghețată. Odată nu a mai găsit înghețată și a fost foarte tristă. Altădată a mers la magazin, a cumpărat înghețată pentru toți membrii familiei și au mâncat-o imediat împreună pe toată. Când și-au dat seama că înghețata s-a terminat, Ica s-a gândit la o soluție. Să găsească un loc în care înghețata să fie fără de sfârșit. Și-a amintit că există un astfel de magazin și a plecat repede să cumpere înghețată, numai că, ce să vezi, a găsit magazinul închis. Și s-a supărat foarte rău. A așteptat până ce magazinul s-a deschis și a cumpărat foarte multă înghețată ca să-i ajungă pentru mai mult timp. S-a gândit chiar să se angajeze la acel magazin ca să aibă înghețată oricând își dorește. Într-o zi a zărit un curcubeu de înghețată și s-a gândit că ar putea să ia din acel curcubeu atât de multă înghețată și pentru ea, dar și pentru magazin. Ajungând la magazin, pe ușa acestuia, a găsit un bilet pe care scria că acesta urma să fie demolat pentru a fi construit un ansamblu de blocuri de locuință. Ica plecă foarte supărată și dezamăgită spre casă. Câteva zile mai târziu, magazinul chiar a fost demolat. Ica a fost și ea prezentă și, din întâmplare, o țeavă i-a căzut pe picior, accidentând-o destul de grav. A trebuit să stea acasă bandajată pentru o săptămână întreagă. Tocmai în acea săptămână era și ziua ei de naștere. A primit un cadou, o pisică ce a devenit cea mai bună prietenă. Uitându-se pe fereastră, a descoperit un loc unde se putea construi un nou magazin de înghețată, dar ea nu avea atâția bani pentru asta. Ideea de a avea propriul magazin de înghețată era minunată, dar știa că avea nevoie de foarte mulți bani, deci era imposibil. I se mișca o măsea, iar tatăl său i-a scos-o. Zâna măseluță a aflat de dorința ei și ce credeți? Chiar i-a îndeplinit-o dându-i banii necesari pentru construcția magazinului de înghețată mult visat. Dar alt necaz avea să se întâmple. Pisicuța, prietena ei, și-a rupt o lăbuță și a fost nevoie să meargă urgent cu ea la veterinar. Costurile pentru îngrijirea pisicuței au fost destul de mari, așa că Ica a cheltuit foarte mulți bani pentru prietena ei cea mai bună, rămânând astfel fără bani pentru magazinul de înghețată. Pisicuța a fost salvată, iar Ica era fericită alături de prietena ei. Învățătura acestei povești, pentru că nu e așa, orice poveste are și o învățătură, este următoarea. Prietenia este mai importantă decât banii și chiar nu este bine să exagerăm cu înghețata. Așa este, dragii mei, prietenia este un lucru foarte important. Și uite așa, dacă scrieți și voi povești atât de frumoase și atât de minunate, mi le puteți trimite pe adresa de mail poveștile lui Pufi @gmail.com. Și până data viitoare, Pufi vă pupă, vă iubește și vă aștept în continuare poveștile. La revedere! La revedere!